De anumite subiecte și să nu le predic. Și atunci când stau cu cartea lui Dumnezeu în față, când mă rog Domnului, e o anumită lumină, un anumit cuvânt care se lipește de minte și de inimă. Și spun e prea complicată învățătura asta totuși să o predic. Sau prea radicală, sau prea negativistă. Numai că este ceva care Vorba lui Iuda mă silește să mă întorc mereu la subiectul de care vreau să fug. Știți că Iuda zicea, am vrut să vă scriu despre mântuirea noastră de obște și m-am văzut silit, să vă scriu să vă luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Ceva m-a silit. Deci, oricât am încercat să fug de subiectul pe care o să încerc să-l expun în câteva cuvinte mai departe, n-am reușit pentru că ceva mă silea să mă întorc tot la el. Deci, am mă rog lui Dumnezeu câteva cuvinte câte voi spune, Dumnezeu să le așeze în mintea noastră, să le pună în inima noastră. Și Dumnezeu din cer să ne ajute să facem tot ceea ce El ne învață, dragii mei, și prin predicare, ca și prin alte metode pe care Dumnezeu le folosește. Deci mereu mă rog vă spun o noutate că noi trăim într-o lume a părerilor. Fiecare avem păreri despre toate lucrurile. Păreri despre guvern, păreri despre parlament, păreri despre justiție, păreri despre primar, despre, despre tot ce vreți. Păreri despre biserică. Nu cred că este în locul acesta nici măcar o singură persoană care să nu-și fi spus măcar o singură dată o părere despre biserica asta. Mă refer la membrii bisericii care veniți aici. Da? Părere despre sunet, părere despre aerul condiționat, părere despre cântare. Părere despre predicare. Am fost cu mai multă vreme în Australia și eram undeva într-o biserică, era perioada de vară, cald, s-a dus un, unul din biserică și a oprit aerul condiționat. Părerea lui era că îl bate aerul condiționat în cap. Îmi s-a dus altul și a pornit aerul condiționat. Părerea lui a fost că trebuie să fie aer condiționat. Trăim într-o lume a părerilor. Spun asta pentru că primul lucru care a circulat în ziua învierii, dis de dimineață, a fost o părere. Așa cum se spunea. Părerea Mariei, știți care a fost părerea Mariei? Au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Asta e părerea. Vreau să vă întreb, dacă ați ascultat cu mare atenție citirea din Scriptură până la finalul pasajului, ceva s-a întâmplat la finalul pasajului sau nu s-a întâmplat, dragii mei? Dar ce a făcut-o pe Maria să abandoneze părerea asta, să spună altceva? Ce a făcut-o să spună altceva, dragii mei? A avut o experiență spirituală, dragii mei. S-a întâlnit cu Domnul cel înviat. Și vreau să spun în această dimineață, sau ceea ce vreau să predic în această dimineață, este sau sunt pericolele părerilor personale fără experiență spirituală. Că cele mai multe păreri pe care noi ni le spunem, când ne dăm cu părerea, sunt, dragii mei, fără să fi avut o experiență spirituală, o experiență cu Dumnezeu. Să vină lumină de la Dumnezeu. Pur și simplu ne dăm cu părerea. Poate că nu o să pot spune foarte multe pericole pentru că timpul a trecut. Primul pericol, dragii mei, este că părerile personale fără experiență spirituală limitează înțelegerea lucrurilor. Știți ce se întâmplă? Atunci când ne dăm cu părerea, impresia pe care o lăsăm este că ne pricepem, că știm. Nu? Bună oară, când Maria s-a dus și a zis, au luat pe Domnul din mormânt, i-a spus lui Petru, i-a spus lui Ioan, a spus apostol, ucenicilor de atunci, părerea asta, dragii mei, dădea impresia că ea știe, chiar l-au luat pe Domnul din mormânt. Vreau să vă întreb, asta era adevărul, asta era adevărul. Dar știi ce se întâmplă? De foarte multe ori, când ne dăm cu părerea, tocmai asta demonstrează că nu ne pricepem. Că nu ne pricepem. Că nu știm. Bun, ori, eu dacă aș, încep, aș începe în această dimineață să-mi dau cu părerea despre medicină, sunt aici oameni care ar putea zice, omul ăsta nu se pricepe. Chiar dacă aș vrea să spun câteva păreri și aș vrea să arăt că știu ceva, nu mă pricep. Tocmai părerile pe care le expunem arată că nu ne pricepem. De aceea Domnul a zis celor doi care mergeau spre Emaus, o nepricepuților. Că au început să spună, noi trăgeam de că el este acela care va izbăvi pe Israel și acum este a treia zi de când. O nepricepuților. Părerile noastre fără experiență spirituală, dragii mei, limitează înțelegerea noastră. Asta s-a întâmplat cu Maria. Părerea pe care și-a format-o dis de dimineață i-a limitat înțelegerea. Nu ăsta era adevărul. Știți de ce limitează, dragii mei, părerile noastre înțelegerea lucrurilor? Pentru că părerile noastre se bazează pe concluzii raționale. Vreau să vă întreb: Voi este de folos mintea la ceva? Vă este de folos mintea, rațiunea, logica. E de folos sau nu e de folos? este marele har pe care Dumnezeu ni l-a dat, este înzestrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o superioară oricăru altor înzestrări în această creație. Ne-a dat Dumnezeu minte. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Numai că rațiunea mea operează cu date cunoscute și trage concluzii pe datele pe care le cunoaște. Bunoar în ziua, ziua, asta a învierii, Maria s-a dus la mormânt și a văzut piatra răsturnată. Era un element pus în ecuația asta. Apoi s-a uitat mai bine, a văzut fâșiile acolo, un alt element. Apoi a văzut ștergarul pus dincolo, a văzut că lipsește trupul. Și mintea a început să opereze cu datele astea cunoscute. Și mintea a tras concluzia, au luat pe Domnul. S-a dus la ucenici cu datele astea. Petru și Ioan s-au desprins din ceata ucenicilor și au regat la mormânt și s-au uitat și ei. Și au constatat aceleași date. Sunt fâșiile acolo, eștergarul dincolo, piatra e dată deoparte, nu-i trupul. Și mintea lor a început să opereze cu aceleași date, cu spusele Mariei și cu ce au văzut ei. Au luat pe Domnul. Vreau să vă întreb, mintea acestor oameni a fost serioasă, sinceră, când a operat cu datele astea sau nu a fost serioasă? Dar erau datele. Când ai păreri fără experiență, dragii mei, s-ar putea părerile astea să-ți limiteze cunoașterea, înțelegerea, pentru că operezi cu niște date insuficiente. Când vine descoperirea lui Dumnezeu, îți dă minții date suplimentare. Mă înțelegeți, frații mei? E adevărat sau nu e adevărat? Că de aceea, în final, Maria a avut o altă poveste de zis. Pentru că Dumnezeu din cer, prin Hristosul înviat, i-a pus la dispoziție minții ei date suplimentare, care se cheamă descoperirea lui Dumnezeu din cer. Aveți nevoie de experiențe cu Dumnezeu. Și într-o noapte, ucenicii erau pe Marea Galilei, s-a strănit o furtună, erau înspăimântați, bătea vântul, era noapte, și toate acestea ți amplifică sentimentul de teamă, de frică, de groază poate. Și dintr-o dată, așa, prin la aceea, se zărește ceva pe mare mintea lor a început să lucreze dar lucrează cu datele cunoscute au văzut că ceva se mișcă știți care a fost părerea lor când au operat cu datele astea e o nălucă e dar când dragii mei au avut parte de experiența cu domnul că domnul s-a apropiat de deci și-a zis nu vă temeți eu sunt s-a schimbat părerea lor sau nu s-a schimbat pentru că au avut parte de o experiență spirituală. Vedeți de ce accentuez foarte des, dragii mei, poate în locul acesta, nevoia de experiență cu Dumnezeu. Că dacă nu ne dăm cu părerea, am întâlnit oameni care se urcă la învoanele bisericilor cu cartea asta în mână și zic, părerea mea este asta, dar nu schemat să predic părerea mea, operând cu niște date pe care le cunosc cinește de unde, dintr-un dicționar sau dintr-un comentariu biblic. Să am experiență cu Dumnezeu, că atunci deja mintea mea operează cu alte date. Sunt chemat să predic adevărul lui Dumnezeu. Cu Maria era chemat într-un final să spună adevărul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. În ziua cinzecimii, mulțimea aceea de oameni, mulțimea aceea adunată la Ierusalim, la sărbătoare, s-au uitat așa la oamenii aceștia care se comportau ciudat. Altfel de cum se comportă un om normal, să zic așa. Operând cu datele astea pe care le-au văzut ei, mintea lor a tras concluzia următoare. Oamenii ăștia beți. Dar nu asta era realitatea. Când Petru a început să predice, dragii mei, și oamenii ăștia au stat în fața descoperirii lui Dumnezeu și au avut experiența aceea să le fie străpunsă inima de cuvânt și de Duhul lui Dumnezeu, au zis, fraților, ce să facem? Pentru că mintea lor deja a operat cu alte date. Dragii mei, primul pericol pe care îl spun în această dimineață al părerilor personale, fără experiență, este că îți limitează înțelegerea lucrurilor. De aceea am nevoie de experiența cu Dumnezeu, o experiență spirituală, să înțeleg voia lui Dumnezeu. Să înțeleg că Iisus Hristos nu e o poveste. Că Iisus Hristos, dragii mei, nu este un mit, nu este un personaj istoric. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a murit pe cruce pentru mine și a înviat pentru mine și stă la dreapta lui Dumnezeu. Dragii mei, experiența mea cu Dumnezeu mă duce într-acolo. Poate că mai spun un lucru, de mea, și apoi închei. În al doilea rând, al doilea pericol este că duce, deci părerile personale, fără experiența spirituală, duc în eroare pe ceilalți. Frații mei, sunteți mulți care veniți regulat în locul acesta la biserică. Vreau să vă întreb, ca membri dintr-o biserică creștină, care e menirea noastră în această lume? Care e menirea noastră în această lume? Să mergem la biserică și să mergem acasă. Să stăm la sărbătoare mai mulți ca altă dată. Care e menirea noastră în această lume ca și creștini sau cum zicem ca și copii ai lui Dumnezeu? Care e menirea noastră în această lume? Știți care este menirea noastră? Să fim lumina în lume. Adică să arătăm lumea este adevărul. Cine este Dumnezeu? Cine suntem noi în Dumnezeu? Da? Dar pentru ca să poți fi lumina în lume, dragii mei, nu-ți poți permite să-ți expui părerile tale fără experiența cu Dumnezeu. Mă înțelegeți? Părerile personale de regulă se împărtășesc. Și auziți pe oameni stând câteodată așa la taclale și fiecare își dă cu părerea. Că a fost un eveniment la București sau că a fost un meci cine pe unde, ne dăm cu părerea. Părerile, dragii mei, de regulă se împărtășesc, se expun. Maria s-a dus și -a, și-a expus părerea. Au luat pe Domnul din mormânt. De ce, dragii mei, părerea fără experiența cu Dumnezeu îi poate duce pe alții în eroare? Și de ce? Pentru că părerea ta este una nereală, incompletă, poate chiar neadevărată, și îi face pe ceilalți să se uite la lucrul respectiv prin ochelarii tăi. Mă înțelegeți? Petru și Ioan au venit la mormânt, echipați deja în mintea lor cu ce a zis Maria, au luat pe Domnul din mormânt. Și au venit și au constatat că este chiar așa și au privit la evenimentul acela prin ochelarii Marie. Ce a zis Maria, așa este. L-au luat din mormânt. Frății mei, nu știu, poate unii dintre voi să știți că în America sunt anumite procese cu jurații. Procese cu jurații. Dintre cetățenii onorabili, din toate categoriile sociale, sunt aleși niște oameni, stau în sala de judecată și asistă la proces și în Într-un final ei spun e vinovat sau nu e vinovat? Procurorul își aduce, prezintă dovezile pentru acuzare, avocatul prezintă dovezile pentru apărare, oamenii ăștia onorabili stau acolo și ascultă dovezile pro, dovezile contra, se retrag, unor cu zilele stau să delibereze. Și vin după aceea și zic vinovat sau nevinovat. Știți care este cel mai complicat lucru pentru procesul acesta cu jurați? Nu neapărat ca închetatorii să adune dovezile, probele. Să aleagă jurații. Știți de ce? Știți de ce, frații mei? Pentru că trebuie să aleagă jurați dintre cetățeni, nu neapărat numai onorabili, care nu au avut tangență cu cazul acesta, nu au citit într-un ziar, nu au ascultat la televizor, ca să nu vină echipați cu o părere a unui ziarist sau altui ziarist. Că un ziarist ar putea să zică, omul ăsta nu-i vinovat și el vine echipat cu uh, ideea asta, nu-i vinovat. Un alt ziarist ar putea să scrie, ăsta e vinovat și vine deja echipat cu ideea asta, ăsta e vinovat. Și atunci ai auzit ceva despre cazul ăsta și îl ia și pune jurat acolo pentru că nu are chelar deja puși prin care să privească evenimentul acela sau procesul acela. Stă acolo, mintea lui nu este deloc conectată la evenimentul acela de dinainte pregătită și ascultă dovezile procurorului și ascultă dovezile sau apărarea avocatului și, într-un final, punând în cântar ce zice unul, ce zice altul, el spune, vinovat sau nevinovat? Deci, mei, pericolul părerilor fără experiență spirituală și împărtășite părerile astea altora, fără să fi avut experiența cu Dumnezeu, determină pe ceilalți să vadă lucrul prin ochii mei. Eu, dacă zic, de exemplu, că o anumită biserică este rea, n-ai fost niciodată acolo. Te vei uita la biserica aceea prin ochelarii mei, n-ai fost acolo. Dar dacă eu am spus că biserica aceea este rea, așa vei privi la biserica aceea. Dacă spun ceva despre Dumnezeu sau despre Isus, fără ca să am o experiență spirituală, vei privi prin ochelarii mei. Și mai mult decât atât. Vei înceta să mai cauți. Bună oară, se spunea și mai devreme de către fratele Dan că ucenicii aceștia au venit, s-au uitat și au plecat. De ce au plecat? au rămas la părerea asta, l-au luat pe Domnul din mormânt. Au încetat să mai caute. Dar atunci când îți prezinți, când îți mărturisești experiențele tale cu Dumnezeu, știți ce face lucrul acesta de mei? Îi detenă pe ceilalți să zică, tare aș vrea și eu experiența asta. Ați pățit așa ceva? Din cauza asta e foarte important să avem ce să mărturisim? Uitați-vă, dragii mei, la, la apostoli, în cartea Faptele Apostolilor. Nu doar că au predicat uh, Evanghelie, au predicat Evanghelie, vestea cea bună. Nu doar că au predicat adevărul despre Isus, despre Domnul, despre Dumnezeu. Oamenii aceștia au zis, noi suntem martorii Lui. Noi am mâncat și am băut împreună cu El. Noi am avut experiențe cu El. Mă înțelegeți, frații mei? când veți avea, când vom avea experiențe de spus altora, dragii mei, nu păreri personale, experiențele astea cu el, îi vă determina pe alții să zică, și noi vrem experiența asta. Când cineva vă zice, frate, soră, sau prietene, sau coleg, știți că am fost bolnav de cancer. Medicii au zis, mai ai trei luni de trăit. Dar Dumnezeu din cer s-a atins de mine la rugăciunea unei biserici și am de atunci 10 ani de când trăiesc. Puneți asta unui om un bolnav de cancer. Nu vă zice, vreau să am și eu experiența asta. Puneți, frații mei. Ucenicii, sau ucenicilor, li s-a arătat Domnul Iisus Hristos undeva spre seară, spun evangheliștii. Petru, uh, Toma nu era acolo în vremea aceea când s-a arătat Domnul la, la ucenici. Și a venit Toma și a zis, noi l-am văzut pe Domnul. Noi am văzut rănile lui. Experiența asta, dragii mei, știți ce a făcut? A... a Născut în, în inima lui Toma, dorința asta, vreau să am aceeași experiență ca și voi. Dacă voi l-ați văzut, vreau să-l văd și eu. Vreau să pun și eu mâna în, în semnul cuielor, în palma lui, în coasta lui. Vreau să am aceeași, aceeași experiență ca și voi. Deci, părerile personale, fără experiență spirituală, sunt un mare pericol. De aceea, mă rog, lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, crezând în Dumnezeu, crezând în Cuvântul lui Dumnezeu, să avem experiențe cu Hristosul cel înviat. Că dacă sunt în Scriptură oameni care s-au întâlnit cu El și după înălțarea la cer, bună oară Saul din Tars. Dragii mei, avem această, acest mare har, această mare posibilitate să ne întâlnim cu Hristosul cel înviat într-o experiență spirituală. Dumnezeu să ne binecuvinteze.